Bună ziua, bine v-am găsit! O nouă ediție a emisiunii Impact în Campus TV. Analizăm rezultatele alegerilor de duminică. Avem în sfârșit rezultatele finale, atât la Consiliul Județean, cât și la Consiliul Local al Municipiului Buzău. Să vă prezint și invitatul meu din această seară, domnul profesor Mircea Costache, un prieten al emisiunii noastre și un fin observator al vieții politice buzoiene, fiind și experiment totodată. Mulțumesc frumos, domnul profesor, că ați venit în această emisiune la invitația mea. O să avem și patru cartoane, zic eu, interesante pregătite. Veți vedea cum arată harta României după alegerile de duminică, dar și cum arată harta județului Buzău. Ca să deconspir puțin, ambele hări sunt precum cămașa mea, așa, în nuanță. Domn profesor, așa arată România după alegerile de duminică. E o hartă funcție de președinții consiliilor județene din toată România. După cum vedeți, avem doar 5 județe care nu sunt câștigate de PSD. E vorba de Covasna și Harghita, evident, controlate de UDMR. O surpriză la Piatra Neamț, unde e vorba de un uneperist, dar din câte înțeleg eu, ar fi un uneperist așa și el colorat înspre roșu și, din păcate, un portocaliu așa cam sunt spre roșu. Până și portocaliu începe să bată înspre roșu, așa. Vedem acolo la Arad și la Alba Iulia. În rest, domn profesor, România, o Românie colorată în roșu și, de ce să nu o spunem, o Românie controlată de PSD, în condițiile în care, cu o lună în urmă, inclusiv guvernul s-a schimbat, a trecut așa de la portocalii la roșu. De așteptat, domn profesor, această schimbare a hărții politice din România. Credeți că s-a schimbat harta politică în România? Așa observăm. Nu vi se pare? Nu e evident? Oamenii ăștia sunt de mult în județe și au mai făcut politică, unii au revenit în funcții, alții, chiar dacă au venit din rândul 2, au venit din aceleași formațiuni care au mai guvernat de 90 încoace. Nu mi se par lucrurile atât de noi și de entuziasmante cum li se par unora. M-ați numit la început experimentat. Știți cum e? Tot pățitul-i priceput. Adică pățit, ați vrut să spuneți. Trecut prin asemenea lupte. Domn profesor, ce vreau să vă întreb urmărind această hartă și faptul că guvernul s-a schimbat? Urmează și niște alegeri în toamnă la care foarte probabil harta de la parlamentare va arăta aproape similar cu aceasta. Deci guvernul nu s-a schimbat datorită rezultatului alegerilor, ci rezultatul alegerilor este acesta, foarte monocolor, din cauza schimbării de guvern dinaintea alegerilor. Deci cam acesta este intercondiționarea dintre... Întrebarea mea ar fi, domn profesor, mai avem o poziție în România? Dom'le, eu am riscat de foarte multe ori cu afirmații greu de probat, dar și de însușit de marele public, când am spus de mulți ani că mie mi se pare că s-a ajuns la o înțelegere să se dea iluzia democrației, să se dea iluzia alternanței la guvernare, alternanței și în administrație, pentru a se schimba gărzile, acum noi, acum voi, acum stați să mai venim și noi, că între timp am cam frămânzit, hai să mai veniți și voi, acum avem noi 70% din afaceri, acum schimbăm procentele, acum aveți voi 30%, pentru că până mai ieri erați în fruntea bucatelor, deci una peste alta, alternanța asta miroase foarte mult, pentru că nu avem doctrine și ideologii clare, n-avem așa ceva, nu există. Și care să se vadă pe comportamentul militanților măcar. Mai discută unii despre stânga și despre dreapta, dar sigur, discută doar de pamplezi. Așa e frumos și ca să facă dovada că au o cultură politică și că cunosc ce se întâmplă prin alte părți, dar noi nu avem oameni, spun a mie oară, cu comportament
de social-democrat, de oameni de stânga, prin atitudinea față de acumularea de averi, prin atitudinea față de marele public, de marele probleme pe care ridică comunitatea. Domn profesor, la noi în România PSD-ști sunt mai bogați decât peneliștii ăștia din vârf. Eu vă dădeam exemplu dumneavoastră că uneori pe la întrunirile de partid pe care le au, de mai mare sau mai mică anvergură, în fața sălii în care are loc întrunirea, găsiți un adevărat showroom în care se expun cele mai sofisticate agregate de mare lux, care n-au nimic cu stânga și nici măcar năravurile lor de timp liber, raliurile, știu. Dar domn profesor, dar nu vi se pare ciudat totuși că nu-i întreabă nimeni? Nu-i întreabă nimeni pentru că aceasta este cultura civică și acesta este gradul de alfabetizare democratică după 22 de ani de devalizare a economiei naționale și de așa zisă alternanță. Dar alternanța, vreau să vă spun, că nu a însemnat mare lucru. A fost o conivență care a dus la certuri mai aprinse în timpul campaniilor, pentru a da iluzia unor dispute. Uneori unii au luat-o mai în jos, mai în serios. Alții au făcut un fel de non-comba, așa cum le e felul, și au și câștigat. Da, avem un telefon în direct din partea unui telespectator. Bună ziua! Bună ziua! Spuneți, vă rog! Sunt un pensionar al județului Buzău. Da? Aș dori și eu să transmit pe intermediul dumneavoastră. Vă rog! Un mesaj la cei care au ieșit acum la putere și dacă se poate și în continuare. Dumnezeu, e așa de frământătură acum pentru muncitori? N-am nimic cu șefii că îi schimbă, că a venit PSD-ul, că a fost PDL-ul, eu cu politica nu le am. Așa. Dar e o frământătură mare acolo de la muncitori, că îi dă afară acum că a venit PSD-ul. Dacă puteți să transmiteți acolo, să nu mai fiți, să lasi oameni din meserie să stea la meseria lor acolo, pentru că de aia nu se face treabă. Păi pe care muncitor să-i dea afară? Nu înțeleg. La întreprindere acum, care sunt în special astea de stat. Așa. Să dau să schimbă, că au fost pedeliști, să dă, au fost pesediști, acum a venit domnul Băgiu, îi dă afară. Am înțeles, dar unde vă referiți mai exact? La Consiliul Județean? Mă refer la mai multe întreprinderi, pentru că nu pot să spun, că am copii acolo, eu sunt pensionar, dar am copii la treabă. Unde, domnul? La Consiliul Județean vă temeți, da? Că dacă vine Băgiu, îi dă afară pe aia de la Consiliul Județean, care a fost cu Măcan. Eu nu mă refer la Consiliul Județean, că acolo e treaba dânșilor, e prea puternic acolo. Eu mă refer la muncitorii de jos, nu la șefi. La dacă pleacă muncitorul, pleacă și șeful. Vine PSD, dă și pe ăla. Dă și pe ăla că afară, că nu ești PSD, nu ești... Deci aș dori să se termine odată cu asta, să fie meseriașul pe meseria lui acolo, dacă s-ar putea, și ca să se poată face treabă, pentru că vine unul, nici nu se învață bine cu utilajul sau cu pixul sau cu ce este. Domnul meu, dar din punctul de vedere nu trebuie să vă temeți, că fabrici nu prea mai avem prin Buzău. S-a cam ales praful de ele și nu prea mai avem muncitori și meseria așa ca să lucreze în fabricile astea. Îmi cer scuze pentru exprimare, m-am referit la muncitori chiar și funcționari, deci... Da. De până instituțiile... Exact, îmi cer scuze de exprimare. Care nu au funcție de conducere. Da, dumneavoastră înțelegeți problema. Am înțeles, da. Așa. Păi au venit pedeliștii și au pus oamenii lor... Pleacă pedeliștii, vin peneliștii și PSD-știi, normal, corect. Spun oamenilor, că așa e în România. Corect, corect. Asta dacă am putea să transmitem noi acolo. Bă, domnule care ești acolo, lasă meseria să se facă meserie, că de aia e omul pus. Oricum, acolo. Sper că rudele dumneavoastră sau cunoștințele dumneavoastră n-au fost cu PDL-ul și acum vine schimbarea. Mă refer în general acum. În general. Că nu e bine, nu merge bine, nimic nu merge bine dacă tot facem schimbarea asta așa. Așa e. Noi tot vorbim despre lucrul ăsta de câțiva ani încoace, da? Ca profesioniști să fie lăsați la locurile lor, profesioniști să fie lăsați să-și facă treaba, dar vorbim în van, pentru că România, din punctul meu, dar și al domnului profesor Mircea Costache, e de mult virusată, de mult îmbolnăvită din acest punct Bun, de vedere. Bun, ce rugăminte mai am la dumneavoastră, că cu dumneavoastră putem rezolva multe probleme. Vă rog. Când prindeți un moment din ăsta și un domnul Băgiu, un domnul Boșcodeală chemați la acolo și noi să punem întrebări la problemele astea care ne frământă și s-ar rezolva multe treburi. Ok.
I-am invitat și o să-i mai invităm și să sperăm că vor dori să răspundă și întrebărilor. Acum știu că a fost cu alegerile și au fost mai mult pentru interesul lor. Da, așa este, da. Dar de acum să vedem că am primit telefoane înainte de votare de la toți. Telefoane? De exprimare. Am înțeles. Așa. Sau SMS-uri am văzut, că era moda cu SMS-urile, nu știu de unde. Așa, SMS-uri și de toate. Acum nu ne mai cunoaște nimeni, să știți. Păi au trecut alegerile, peste 4 ani vă mai cunoaște cineva. Așa e, domnul. Bine, mulțumim frumos pentru telefon, la revedere. Domn profesor, ați primit și dumneavoastră SMS-uri? Nu am primit SMS-uri, dar trebuie să îi precizăm cu onestitate telespectatorului nostru că au existat candidați care au fost invitați la dezbateri publice și le-au evitat. Pun condiții, fără telefon în direct, fără un moderator din partea publicului care să pună eventuale întrebări mai incomode. Deci, ca să nu fie deranjați, domn profesor. Sigur, dar oamenii trebuie să știe că vi s-a spus că dumneavoastră i-ați avut în studio și că nu au fost telefoane în direct și că nu prea au existat dezbateri publice reale. E drept, domn profesor, aici mai e o problemă. CNA-ul, da. Lumea nu prea știe, dar CNA-ul ne interzice nouă ca realizator de emisiuni foarte multe. În curând ei nu o să ne mai lasă, cred că să mai ținem emisiuni din punctul de vedere. Foarte multe restricții, publicul nu știe, dar totuși, nu ne-ar fi lăsat, de exemplu, CNA-ul cu telefoane în direct. Sigur, în astfel de... Totuși, noi am fost amândoi într-o emisiune, înainte cu câteva zile de debutul campaniei electorale, în care am informat publicul că vom contribui împreună la un dialog public intens, la adresarea unor întrebări, din care se rezulte o gamă întreagă de probleme din partea noastră, din partea publicului. Noi așa ne-am fi dorit, domnul profesor, dar n-am fost lăsat, nu ni s-a permis așa ceva. Deci nu a fost agreată modalitatea propusă de dumneavoastră și atunci noi n-am mai putut să ne ținem cuvântul față de telespectatori. Așa e. Domn profesor, haideți să vă mai arăt o hartă interesantă, încă un carton interesant. Am văzut România colorată precum cămașa mea. Haideți să vedem cum arată și județul Buzău după alegerile de duminică. E, asta este harta cu primăriile ajudecate de către partidele din România. Deci, cu roșu, evident, sunt primării câștigate de PSD, cu galben sunt primării controlate de primari înrolați la PNL și cu portocaliu primării PDL. Domn profesor, evident, roșu domină. Trebuie să precizez că 45 din cele 87 de primării din județul Buzău, punând aici la socoteală atât municipiile, cât și orașele, cât și comunele, sunt controlate de primari de la PSD. 45 din 87, domn profesor, adică mai mult de jumătate. Jumătate, da. Situația a mai existat pentru că ați văzut dumneavoastră că primarii și când au fost la PSD mai mult de 45 de primari, în perioada în care au depins de o administrație de altă culoare, au cam migrat. Și fenomenul cred că se va perpetua atâta vreme cât finanțarea administrațiilor locale va depinde de administrația județeană. Ce cunosc eu și sper să nu mă înșel, față de, nu vreau să țin partea nimănui, dar risc o previziune față de perioada în care președinția județului aparținea PSD-ului și harta se înroșiseră uneori chiar mai mult decât acum, alte administrații, deci actuala administrație penelistă prin Cristian Băgiu, nu va grăbi foarte tare ritmul de a colora harta prin condiționarea finanțărilor în galben, pentru că dacă ar vrea, cu obstinație cum au făcut-o alții, într-un an de zile harta asta ar fi galbenă. Deci ar putea din roșu sau în galbeni. Ar putea, dar atâta timp cât, așa cum îi cunosc eu, pe unii din conducerea PNL și de la nivel central și de la nivel local, vor fi foarte reținuți în a grăbi ritmul,
Pentru că atunci când ai foarte mulți primari în grădina ta, posibilitățile de a-i satisface sunt limitate, pentru că fiind foarte mulți, nu poți să-i împaci pe toți, și îți creezi singur nemulțumiri, îți creezi singur adversități pe care mai târziu se întorc împotriva ta. Vis-a-vis de coloratura portocalie a hărții, domn profesor, coloratura a primărilor controlate. Din punctul de vedere al PDL, care rămăseră cu 7 primari înainte de debutul campaniei, faptul că au terminat-o cu 13. 14 chiar. 14, astăzi chiar. Am mai primit una. Dacă au dublat așa, da. Înseamnă că față de percepția publică raportată la dezamăgirile pricinuite de guvernarea PDL, Buzău nu are zis. Da, e o discuție așa, dar din câte văd așa, nu, asta e doar simplă geografie așa, din câte mă uit eu, PDL-ul e pe la margine așa, doar o comună, Mărăcineniu, da, îl are așa în cele mai mari, da. Dar în rest, pe la pierderi. Marginea județului, așa. Da, am înregistrat pierderi, de exemplu, Săgeata era fief PDL consacrat. Lăsați că în afară de Săgeata vă dau eu două și mai tare. Cele mai mari două comune din județul Buzău. Vadupași și Vernești. Și Vernești, da. Dar și Săgeata. Deci au pierdut trei localități mari, într-adevăr. În schimb, numericește, dacă o luăm stricto sensul, cu 14 primării. Ieri erau 13, azi a fost o situație deosebită, domn profesor, într-o comună unde cu un singur vot primarul PDL a reușit să câștige în dauna celui de la PNL. Așa e făcut PNL. Nu am mai discutat aspectul că există posibilitatea să câștigi nu numai la un vot. La Gherăsene a fost vorba. Poți să câștigi și cu un singur vot. Păi așa, cu un singur... A, da, nu. Să vă referiți la Valea Salcii. Sau în altă parte, da. dacă nu are contracandidat și nu iese nimeni din comună și primarul iese singur și se votează pe sine, așa și la Valea Salcii, un vot da. Al său poate fi primar. Da, la Gherăsene a fost o situație deosebită. A fost nevoie ca oamenii să vină astăzi cu voturile la Buzău, la biroul electoral județean, au numărat cei de acolo din comisie și a ieșit cu un vot în plus primarul PDL și l-a detronat pe altul dinainte PNL, care a pierdut, iată, cu un singur vot, curat ghinion, am putea spune noi. Da. Există mai multe situații nu atât de disputate, de exemplu la Măgura nu a ieșit consilier cu 3 voturi, deci... Înțeleg că la Vintilă Vodă să renumără iar voturile și acolo ar fi o problemă. Un număr apropiat de voturi între primul și locul 1 și locul 2. Bun, vreau să vă mai spun ceva, domn profesor, că și telespectatorilor, avem și rezultatele finale de la Consiliul Județean Buzău, le puteți găsi pe site-ul Campus TV, noul site al Campus TV, unde pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău, toată lumea știe, Cristinel Băgiu, ei, iată, avem și rezultatele finale, 43,7% din procente, însemnând 102.512 voturi a strâns Cristi Băgiu, candidatul USL. Pe locul 2, surpriză, Cezar Preda, surpriză pentru că mai toți ne așteptam ca Victor Mocanu să fie pe locul 2, Cezar Preda 22,48% din voturi, însemnând 52.734 de sufragii. Locul 3, Victor Mocanu, 19,02%, însemnând 44.627 de voturi. Și pe locul 4, candidatul PPDD, Eduard Dumitrașcu, cu un scor destul de bun, după părerea mea. 10,51% a strâns candidatul PPDD, adică 24.000 de voturi ale Buzoienilor. Și eu zic că nu-i puțin pentru un partid nou în formare. Au și ei acum o bază de unde pleca. Chiar vorbeam cu unul dintre șefii de la PPDD și ne spunea, acum suntem și noi în sfârșit partid. Corect. Bun. Vis-a-vis de aceste procente și de aceste voturi, domn profesor, o singură întrebare vreau să vă adresez pe moment și pe urmă vom reveni. Vă surprinde și pe dumneavoastră numărul mic de voturi luat de Victor Mocanu? Nu. Doar 19.000?
Nu mă surprinde. Eu am spus de câte ori am fost invitat la dumneavoastră și în alte împrejurări, în presă, că au semănat confuzie în rândul electoratului. O bună parte din cetățenii, nu numai Buzăului, ci ai României, au văzut în noua construcție politică USL o construcție viabilă. Deocamdată nu avea cum și nu avea când să dezamăgească, dar are timp. Deocamdată însă, foarte mulți oameni de la sat, de la oraș, au considerat mai utilă sprijinirea acestei noi structuri care a strânit un mare orizont de așteptare, multe așteptări în rândul cetățenilor. Au considerat că e mai normal să sprijine propunerea făcută de USL decât de un singur partid component rebel care, prin excepție de la restul țării, a propus un nou candidat. Și nu avea cum să mai întrunească... De ce credeți dumneavoastră, domn profesor, că Victor Mocanu a scos un scor atât de mic, un scor dezamăgitor? În primul rând, întrebarea nu poate să nu trebuie lăsată așa, de ce a strâns atât de puține voturi, ci de ce nu a fost desemnat candidat al Uniunii Social-Liberale. Pentru că noi am mai discutat acest lucru și eu am spus de atunci că anumite evenimente de familie care au circulat pe toate televiziunile centrale și care au stârnit o vie emoție în țară, alții au și subtitrat la anumite televiziuni Nunta Secolului, ciocoi, baronii și luxul și opulența, oameni cu poziții importante, primari nu în mare și frate reprezentant mire în Camera Deputaților, tată în fruntea județului la Consiliul Județean, mamă la finanțe, deci toate astea au creat o atmosferă în perioada negocierii candidaților între PSD și PNL în special, perioada în care s-a încercat de la centru, și asta a fost acoperirea lor, să se vină cu un alt candidat decât cel care era în funcție și pe care prin lege îl considerau toți avantajat. Și atunci s-a venit cu un alt candidat și oricare ar fi fost, nu numai Cristi Bugiu de la PNL, dacă ar fi fost un... Altcineva ar fi ieșit. Domn profesor. Pentru că avea sprijinul celei mai în formă, celei mai la modă și neuzate politic, construcții numită USL. Ok. Domn profesor, astăzi Victor Mocanu a venit cu un comunicat de presă în care încearcă să explice, să caute la rândul motivele pentru care a pierdut atât de sever în lupta pentru șefia Consiliului Județean. Și o să citesc din comunicatul domnului Victor Mocanu, postat de asemenea pe site-ul Campus TV. Sunt mâhnit în legătură cu rezultatele votului pentru alegerea președintelui Consiliului Județean și cred că am toate argumentele din lume să am o asemenea reacție. Am avut un mandat cu realizări importante, am prezentat buzoienilor cea mai bună ofertă politică posibilă. În ciuda dezinformărilor și capcanelor puse la cale de adversar, am dus una dintre cele mai frumoase campanii electorale din județ. Iată ce spune aici Victor Mocanu. Din păcate, lipsa semnului electoral a avut o pondere mult mai mare în rezultatul votului decât punctele tari cu care am început campania. Prezența în sigla USL a semnului electoral al PSD, partidul care m-a susținut fără dubiu în această campanie, în această perioadă, a influențat decisiv rezultatul scrutinului. Și cea mai bună dovadă care susține acest adevăr este că la nivelul votului pentru primare, acolo unde PSD și PNL au mers separat, PSD a câștigat într-o manieră zdrobitoare. Am candidat ca independent împotriva unei sigle puternice, adică USL-ul, și aceasta m-a învins. Vreau să le mulțumesc tuturor buzoienilor care m-au susținut și m-au votat. Le sunt recunoscător și colegilor social-democrați care m-au susținut fără rezerve în această campanie. Viața merge mai departe, iar evoluția mea publică nu se încheie aici. Victor Mocanu merge mai departe. Este un comunicat al fostului președinte al Consiliului Județean Buzău. S-a pus și întrebarea asta, domn profesor, dacă după acest eșec, cariera politică a lui Victor Mocanu el a apus.
Iată, Victor Mocanu, evident, neagă acest lucru. Se simte cam simplu, așa cum au gândit oamenii de jos, pentru că electoratul PSD este alcătuit și din oameni simpli, din mediul rural, din toate... mai ales din oameni simpli. Sigur că da. Să gândim simplu. Dacă la ora aceasta Victor Ponta, așa cum e, cu bune, cu rele, dacă era altcineva președintele PSD, ar fi avut acela acum încrederea cea mai mare. Victor Ponta, care se bucură de cea mai mare încredere în ochii electoratului român în acest moment, când zice nu la o candidatură și domnul Mocanu zice da, cu cine trebuia publicul să vorbească? Pentru că aici a fost publicul, au fost pus și alegătorii în încurcătură. Să voteze, cum zice Victor Ponta, mergeți cu USL, cu Crin Antonescu la președinție, cu mine la guvern. Și cu Cristi Băgiu. Și cu Cristi Băgiu la președinția județului. Sau cu cineva care le-a spus celor de la București, nu mă subordonez, nu ascult de voi, de PSD, de USL, eu candidez independent. Ce putea să facă? În majoritatea, așa cum s-a exprimat, a da, Victor Mocanu nu avea ce face, trebuia să candideze ca independent. Avea ce face. Ce să facă? Și gestiona problemele de familie cu mai multă abilitate. A spus dumneavoastră că mai bine nu intra în bătălia asta. Și gestiona problemele de familie cu mai multă abilitate, că nu era obligatoriu să fie înaintea alegerilor locale, evenimente de familie. Dar nu-i dau eu lui lecții și altora, dar discutăm. Administra județul chiar mai bine decât zice că a făcut-o. Dumneavoastră a făcut o afirmație interesantă în urmă cu aproape o lună înainte de alegeri, că Victor Mocanu nu are șanse. A spus de atunci, mi-aduc aminte, v-ați zis aminte, ce a spus atunci, că Victor Mocanu n-are aproape nicio șansă. De ce? Exact ce spune acum Victor Mocanu. Lipsa semnului electoral a avut o pondere foarte mare. Chiar dacă pe aici, pe acolo, a încercat să-l folosească, nu s-a putut. N-a fost acolo, pe buletin. N-a fost pe buletinul de vot și toate strategiile de campanie, unele dintre ele abile și inteligente, n-au putut să îi determine pe alegători să abandoneze cuvântul primului ministru și al copreședintelui USL, deci cuplului Ponta Antonescu, care se bucură de mare încredere, și să-i lase pe aceia doi și ce-au hotărât ei de acolo în legătură cu candidatul de la Buzău pentru președinția Consiliului Județean și să se uite la domnul Mocanu. Domn profesor, vreau să mai pun în discuție încă un subiect. E posibil ca Victor Mocanu să fi fost trădat de primarii PSD? Nici nu mă gândesc la așa ceva. Nici n-am de ce să le iau apărare. Adică primarii PSD să fi fost doar interesați de propria candidatură. Era cineva foarte sigur. Vă dați seama că acolo au fost mobilizare de forțe în plan local și condiționări și tot felul de manevre. Unele chiar la limita legii. Noi știm cum s-a mai derulat și știm că... Să nu fi spus primarii, domnilor, de aici din comună, de la mine, votați-l pe Victor Mocanu. Mă-ți alege, nu mă-ți alege pe mine. Eu și noi și primar, dar să aveți grijă de domnul Mocanu. Deci cum credeți dumneavoastră că se... Deci n-au spus așa. N-aveam cum. De ce să vorbim? Sau domn profesor, dacă electoratul, lumea, nu i-a ascultat pe primarii... Și dacă au fost primari, puțini, care erau siguri că vor ieși din nou și să fie avut grijă să-și orienteze electoratul în afară de asigurarea propriului succes în alegeri, să-și orienteze electoratul spre Victor Mocanu. Și dacă ar fi făcut-o, nu puteau să influențeze ei, primarii din comună, mai mult decât o fac Ponta și Antonescu la nivel central la această oră. Că se vor demotiza, se vor eroda și ei. Vom vedea. Dar în acest moment, în această campanie, nu putea primarul din comună să aibă un cuvânt mai greu decât ce se întâmplă pe scena politică națională. Ok, înainte de a discuta, de a încheia acest subiect cu rezultatele de la Consiliul Județean Buzău, domn profesor, și înainte de a lua o pauză de publicitate, cum comentați, domn profesor, scorul destul de bun luat de Partidul Poporului Dan Diaconescu, 10,3 la nivel județean, 12,8 la nivel municipal, acela noi la Buzău. Edoard Dumitrașcu 10,51 la județ pentru președinția Consiliului Județean și surpriză cea mai mare, Andrei Barac, candidatul PPDD la primăria municipiului Buzău,
14,5%. Jumătate din cât a avut preotul Negoiță, a scos Andrei Barac. Din punctul meu de vedere, niște rezultate foarte bune, cu toate că liderii acestui partid, când îi întrebam ce așteptări au de la aceste alegeri, spuneau scorul din astea astronomice. Mult mai mari, le aveau cu mult mai mari, pentru că știți cum se dau semnalele înainte de... Așa e, da. Dar din punctul meu de vedere, nu știu dacă... Entuziasmul e mare la cei care n-au trecut prin asemenea bătălii. Cum comenta scorul ăsta bun al PPD? Domnule, scorul este justificat, pentru că există o foarte mare și numeroasă pătură de cetățeni cu multe și mari nemulțumiri, care nu-și văd rosturile împlinite după 22 de ani de democrație originală, de jaf și anarhie, de devalizare economiei naționale, de îmbogățirea unor îmbogățiți, știm noi cum și pe ce căi și mijloace. Există foarte mulți oameni care, o mare parte din ei au sprijinit în alți ani PRM-ul, alte formațiuni, acum și-au găsit împlinirea unui ideal de dreptate și de echitate socială în PPD. E de discutat dacă i-a încurcat sau nu și Partidul Poporului, care a fost și el prezent la alegeri. Se pare că nu i-a încurcat. S-ar putea că sunt câteva voturi și pe acolo și erau bune dincoace. Nu știu dacă aveți situația exactă, ar fi foarte interesant de văzut câte voturi a avut Partidul Poporului, că noi am avut mai multe popoare aici, poporul Cojocaru. Nu avem aceste informații, poporul Cojocaru și poporul Dan Diaconescu, poftiți? N-au scos nici măcar 0,5%. Nu știu, un număr de voturi. Câteva sute. Dumneavoastră, dacă un primar a câștigat cu un vot, câteva sute acelea le erau bune la poporul Dan Diaconescu? Oricum, au destule. Dacă rămânea, au destule, dacă rămâneau popoarele acestea unite, poporul Cojocaru cu poporul Dan Diaconescu? Dacă ei au avut câteva sute, n-avea importanță, domnule. Uneori a avut importanță pentru primarul de la Ghereseni un vot. Pentru PPDD n-aveau importanță cele 5-6 de voturi? Oricum, din punctul meu de vedere, ei sunt mulțumiți și cu... Sunt mulțumiți, ar trebui să fie mulțumiți, deși nu vă... știți dumneavoastră cât de nemulțumiți sunt următorii de pe lista de consilieri județeni care nu vor intra, următorii de pe lista de consilieri municipali okay. care nu vor intra. Luăm o pauză de publicitate, domn profesor, și apoi vom reveni când vom prezenta și situația cu numărul de consilieri ai fiecărui partid, atât la Consiliul Județean cât și la Consiliul Local Municipal Buzău, unde avem o situație interesantă. S-ar putea, deși PSD e un județ domină în momentul ăsta județul Buzău, s-ar putea ca totuși PSD să nu aibă nu influență, să nu aibă controlul atât asupra Consiliului Județean Buzău cât și asupra Consiliului Local Municipal, revenind după 3 minute de publicitate. În pauza publicitară am reușit să facem pe domn profesor Mircea Costache să râdă. Dânsul e un om foarte serios și râde, din păcate, foarte rar. M-a făcut și pe mine să râd, auzându-l pe domn profesor pronunțând cuvântul cocalar. Nu știu prea bine ce înseamnă. Idealul uman, modelul societății române contemporane, dacă îi întreb pe tine ce vor să se facă, mulți dintre ei spun că vor să se facă cocalari. Da, bun. Haideți să depășim gluma, trecem la lucruri serioase din nou, domn profesor. Haideți să vă prezint, așa cum am anunțat înainte de pauză, componența Consiliului Local Municipal și a Consiliului Județean după alegerile de duminică, unde se pare că avem niște rezultate interesante și nici ca e surpriză ce s-ar putea produce. Avem acest carton, cum se vede componența Consiliului Local al municipiului Buzău, cu roșu evident PSD-ul, care are 10 consilieri locali, cu portocaliu PDL-ul, 5 consilieri locali în frunte cu Ion Barbu. Așa, mergem mai departe, pe locul 3 cu mov, da, asta este culoarea violet, ăsta 4 consilieri Partidul Poporului Dan Diaconescu, cu galben PNL-ul, 3 consilieri, la care se mai adaugă, e trecut mai jos, n-are nicio culoare, dat fiind că e independent, Paul Negoiță. Deci 10 consilieri PSD, 5 PDL, 4 PPDD, 3 PNL plus un consilier independent. Problema care se pune, da? Cine controlează Consiliul Local al municipiului Buzău? La o
primă adunare și la o primă părere, se pare că l-ar controla USL-ul. 10 de la PSD cu 3 de la PNL ar face 13, PPDD-ul plus PDL-ul plus independentul n-ar strânge decât 10. Deci 13 la 10 ar fi controlat Consiliul Local de către USL. Însă, ce ne facem dacă cumva cei de la PNL, de aici de la Buzău, supărați pe primarul Constantin Boșcodeală, pentru că i-a cam faultat susținându-l pe Victor Mocanu la președinția Consiliului Județean, deci dacă cei trei consilieri de la PNL vor vota cu opoziția, cum ar veni, și atunci opoziția ar putea veni la putere. Iar primarul Constantin Boșcodeală n-ar mai putea controla Consiliul Local al municipiului Buzău. Da? E o discuție, o supoziție, nu știm dacă se va întâmpla așa, dar fiind ziarist jurnalist la un post de televiziune, putem comenta, domn profesor. Da. Ce părere aveți? Da, cel mai aproape de adevăr ar fi acel analist care consideră, cum spuneam mai înainte, că deocamdată USL, această construcție politică între PSD, PNL și PC, prezintă cel mai mare orizont de așteptare în fața cetățenilor și a realizat cele mai spectaculoase rezultate în urma alegerilor locale din 10 iunie anul curent. În cazul acesta, majoritatea de 13 USL le asigură dreptul de a avea cei doi viceprimari și de a lua decizii în cea mai mare... Deci nu credeți, domn profesor, că consilierii PNL... Consilierii PNL... Vor juca... Consilierii PNL, în general, nu au fost niște oameni care obstrucționiști, incomozi, până acum, în Consiliul Municipal, în Consiliul Județean. Și și-au ținut cuvântul. Ei sunt poate mai disciplinați decât cei de la PSD în legătură cu ce li se impune de la centru și dacă construcția respectivă USL vrea să capete autoritate și legitimitate din ce în ce mai fortificată pentru apropiatele alegeri parlamentare cu mult mai importante decât cele locale din toamnă, atunci de la centru sigur li se va indica să dea ideea de unitate, să nu mai bulverseze electoratul și să meargă împreună PSD-PNL. Au majoritate, își însușesc cei doi viceprimari. Deci domnul Băgiu uită, da, problemele cu mai intervine, primarul Boșcodeală. Mai intervine un element așa că sunt anumite hotărâri care nu se iau cu majoritate simplă, se iau cu majoritate calificată și că atunci ar avea nevoie de 16 voturi din 23. Când e vorba de... Bun, haideți să luăm un telefon, cineva așteaptă de ceva vreme pe fir. Bună ziua! Bună ziua sau bună seara, așa, și dumneavoastră și invitatul lui. Mulțumesc frumos! Să-mi spuneți și mie, răspundeți sincer la o întrebare. Dumneavoastră ca jurnalist. Vă rugăm. Ce caută un preot în politică? Dă haina de preoție pentru haina de politică. 1. 2. La mână, eu cred că se va ajunge totuși la oarecare înțelegere între, am văzut acum, cei 10 consilieri de la PSD, de la PNL, PPDD-ul și cu... Da, e o chestiune interesantă din punctul meu de vedere în Consiliul Local. Este, dar oricum se va face ceva frumos, după părerea mea. Ok, și vis-a-vis de întrebarea noastră, răspunsul meu, nu știu ce va răspunde domn profesor, eu personal vă spun că așa cum are voie să candideze dreptului democratic, așa cum are voie să candideze un inginer, un lăcătuș mecanic, un medic sau un strungar, la fel are voie să candideze și un preot. E o meserie, din punctul meu de vedere, profesor, ca toate altele, sau ca un profesor. Treaba asta am înțeles, dar eu nu pot să vin la dumneavoastră, mă spovedesc, vă cer ajutor din anumite puncte de vedere, adică cum e un preot, la orice parohie. Și dumneavoastră, a doua zi, veniți și vă băgați în politică, oare ce încredere, ca și duhovnic, să mai am încredere în dumneavoastră? Eu nu cred că s-ar pune problema din punctul de vedere. Știu eu că
E un jurământ din punctul ăsta de vedere să nu deconspiri... Medicul greșește, se poate duce în politică, n-ar fi o problemă, dar dai Evanghelia și toate cele din biserică, dai pentru politică? Iar spovedania, din câte știu, nu, e o taină din punctul ăsta da, de vedere. Da, e o chestie care nu mi se pare logic. Am înțeles. Domn profesor, vreți să comentați ceva vis-a-vis de acest aspect? Da, într-un fel nu îi se poate reproșa telespectatorii noștri că pune o asemenea problemă. Nu, bineînțeles. Fiecare e liber să gândească, să interpreteze, să întrebe. Chiar mulțumim frumos să întrebe, pentru întrebare. Da. În același timp, eu mi-amintesc că preotul Paul Neguiță și-a încetat raporturile cu biserica înainte de a intra în campanie electorală, a făcut public acest lucru. Una. A doua chestiune, în cazul în care ar fi câștigat mandatul, s-ar fi produs unele modificări din punct de vedere al statutului în cadrul bisericii. Domnul pentru profesor, că... mă scuzați. Da. Eu n-am înțeles o treabă. Bun, a încheiat, cum spune Zoan Sărădar, se întâmplă o chestie, că el e consilier. Deci nu se mai spovedea nimeni. Nu, am înțeles asta. El e consilier, aici consilier, dar oare cu preoția nu va merge mai înainte? În calitate de consilier, cred că da. S-ar fi produs unele modificări radicale în cazul în care câștiga mandatul de primar, fi sigur. A, atunci cu siguranță că n-ar mai fost și preot. Iar dacă ne detașăm de haina preoțească, de haina de profesor, de inginer, de medic, de ce mai sunt unii care au candidat, trebuie să recunoaștem că a avut o prestație publică, un discurs public bine structurat de intelectual, de om cu lecturi, care a putut să vorbească și pe înțelesul oamenilor simpli, care avea un program bine articulat, deci n-a fost o prezență stridentă în peisajul alegerilor, dimpotrivă. Cred că... Nu mă înțelegeți greșit. Nu e vorba de... Eu mă refer doar ca simplu preot. Medicul e medic, se poate retrage oricând. Mătușul, inginerul e cu totul altceva. În biserică e cu totul altceva. Ok, mulțumim frumos. A anunțat publică și a suspendat raporturile cu biserica înainte de început. Oricum, nu e primul exemplu din politica românească. Avem aici aproape la noi, la Râmnicu Sărat. Da, la Râmnicu Sărat. Viorel Holban. Holban Viorel este preot. Fost preot. Dar după ce a câștigat mandatul, bineînțeles că a ieșit din rândurile clerului. Da, și a câștigat acum al doilea mandat la scor, din câte am înțeles. Înțeles eu, preotul de la Râmnicu Sărat. Era o chestie interesantă să avem la Râmnicu Sărat și la Buzău doi preoți. Da. Sau poate că ar fost prea mult, cum ar spune... Cred că pentru foarte mulți dintre cetățeni ar fi contat mai puțin dacă cineva vine din rândul profesorimii, din rândul preoțimii, din rândul medicilor sau din altă... Important era să facă treaba. Important era dacă aducea un suflu nou, dacă orașul ar fi arătat mai bine, dacă banul public era cheltuit mai cu mult discernământ, cu mai multă eficiență și economicitate, dacă, din punct de vedere arhitectural și urbanistic, orașul căpăta o înfățișare nouă, dacă apărea în Buzău un spital municipal, dacă apărea în Buzău un pasaj de trecere spre piața centrală, subteran, ca circulația de deasupra să își urmeze cursul, dacă apărea o parcare supraterană, dacă apăreau niște lucruri. Domn profesor, văd că vă pricepeți așa la lucrurile care ar fi trebuit făcute în Buzău și aș vrea să vă întreb de ce n-ați candidat. Să vă spun că când am mers la vot, a și cu alte ocazii, am fost întrebat de diversi buzdoieni, de ce nu candidează și domn profesor Mircea Costache, unii dintre ei mi-ar fi spus chiar că v-ar fi votat. Da, trebuia să le spuneți așa că de dragul lor am făcut-o, am candidat în 2008 și am înțeles că nu au nevoie de un asemenea om și eu înțeleg repede. Ah, deci ați candidat în 2008 și chiar cu, ați pierdut chiar cu un program cu o parte din cele pe care vi le spun acum, care au rămas valabile și azi. Acum poate vă cunosc mai mulți buzoieni, așa v-a văzut pe la televizor și poate ați fi avut mai multe șanse. Da. Ok, din punctul meu de vedere mai mult îmi convine așa, că ne mai ajutați pe noi pe la emisiuni pe aici. Bun, haideți să mai vedem un carton cu componența Consiliului Județean Buzău, tot așa împărțit pe partide. Evident, tot Partidul Social Democrat are partea aleului, 12 consilieri, cum vedem acolo cu roșu, aparțin Partidului Social Democrat, 8 consilieri aparțin Partidului Național Liberal, 9 consilieri aparțin
PDL-ului și, din nou, ca și la CLM, 4 consilieri aparțin consiliului, aparțin Partidului Poporului Dan Diaconescu. Aceeași supoziție o putem lansa și aici. Dacă PNL-ul nu va merge cu PSD-ul, va putea face alianță cu PDL. Aici nici măcar n-au nevoie de cei de la PPDD. 8 plus 9 fac 17, da? Galbenul cu portocaliu. De partea cealaltă rămân 12, eventual cu 4, 16 și PNL-ul ar putea să facă majoritate cu PDL-ul și nu cu PSD-ul. E o supoziție, dumneavoastră, domn profesor, din câte am înțeles, nu credeți în așa ceva și nu credeți că se vor înțelege nu și vor trece peste problemele pe care le-au avut duminică în alegeri. Nu numai atât, dar dacă, prin absurd, vor ajunge la concluzia, ca să fie mai siguri și să poată lua hotărâri cu caracter patrimonial, când ai nevoie de majoritate calificată, nu de majoritate simplă, ai nevoie de 16, cel puțin, în Consiliul Municipal, și de câți? Sunt 33 de consilieri județeni. Da, da. Trebuie să fie vreo 20. De mai mult de 20 în Consiliul Județean. În cazul acesta se poate sacrifica la înțelegere un post de viceprimar acordat opoziției, un post de vicepreședinte de Consiliul Județean unora din opoziție. Și atunci se galopează fără niciun fel de impediment, fără niciun fel de obstrucție. Deci există posibilități largi de manevră. Nu știu dacă vor ajunge la concluzia să cedeze un post de viceprimar și un post de vicepreședinte de Consiliul Județean pentru a-și asigura acea majoritate calificată în care se iau hotărâri cu caracter patrimonial, adică atunci când e vorba de valori, de bani mulți, la de acordare de lucrări pe bani mulți. La noi, la Consiliul Județean, s-a mai întâmplat în precedentul mandat, domn profesor, o astfel de situație în care PDL-ul și-a unit interesele și consilierii cu PNL-ul în detrimentul PSD-ului. Nu era un prag de alegeri parlamentare, nu erau într-o construcție politică numită USL, erau cu totul și cu totul alte datele probleme atunci. Ok, haideți să ne referim foarte puțin pe final de emisiune, domn profesor, și la situația din PDL, atât la nivel național, cât și la nivel județean, la nivel local, sau mai ales ne referim la nivel județean. Aproape un dezastru pentru PDL la aceste alegeri, dar vorba lui Băsescu, ferește Dumnezeu de mai rău, se poate și mai rău și cred că se gândește așa în perspectivă domnul Băsescu la alegerile din octombrie sau noiembrie, când or fi la parlamentare, unde PDL-ul ar putea avea aceleași mari probleme. Totuși, la noi la Buzău, domn profesor, PDL-ul n-a scos un rezultat, să spunem, foarte rău, ba un rezultat aproape egal, cel puțin la nivelul consiliilor locale și județene, aproape egal cu cel din urmă cu 4 ani, bașca faptul că Cezar Preda a reușit să aibă cu 5% mai mult decât Victor Mocanu la șefia Consiliului Județean Buzău. Adevărata prăbușire a PDL nu avea cum să se întâmple la locale, pentru că nu primarii și nu factorii locali au tăiat pensii și salarii, nu administrația locală, primarii, consilierii din comune, orașe, municipii au avut frâiele unei guvernări dureroase pentru întreaga națiune. Și atunci nu aceștia se aștepta, era de așteptat să plătească cel mai mare preț. Așadar, cu 14 primari, cu 9 consilieri județeni, cu 5 consilieri municipali, cu alte sute și sute de consilieri. Și 14 primari? În tot județul. Păi n-a spus așa? Da, și 14 sigur, primari. 14 primari, 9 consilieri județeni, 5 consilieri municipali și alte sute și sute de consilieri în toate localitățile județului. Ei nu au primit nota de plată pentru guvernarea PDL. Acea notă de plată se va primi probabil în toamnă. Atunci la parlamentare. Sigur, atunci când vor fi candidați cei de la vârf, Adrian Videanu, Elena Udrea, dacă va mai candida, Radu Berceanu, Vasile Blaga, Roberta Anastase, atunci se va plăti de către națiune adevărata poliție. Cezar Preda. Și atunci există posibilitatea unei prăbușiri
reale. Deci, când a zis Traian Băsescu ferească Dumnezeu de mai rău, s-a referit la mai răul confruntării guvernării sale cu electoratul din toamnă, nu la locale, că nu pe primarul PDL avea oamenii acum de tras la răspundere. Că nu totul s-a simțit așa. S-a simțit o adiere, dar nu s-a simțit adevărata nervozitate. Și în toamnă spuneți, deci acum o adiere și în toamnă va bate crivățul? Da, ceva mai aspru. Asta e logica lucrurilor. Păi în ritmul ăsta, domn profesor, ce ne facem cu PDL-ul? O să strigăm după ajutoare în străinătate să ne dea și nouă ceva opoziție, pentru că... Asta vreau să vă întreb. Pentru că... Unde mai e opoziția în România în condițiile astea din toamnă? Dacă se întâmplă și la parlamentare ce s-a întâmplat, dar și la locale, sau nu să spune și mai rău? Vă spun eu, tandemul Ponta Crin Antonescu sunt deciși. Unii dintre ei nu se abțin și mai scapă printre dinții, ceea ce nu trebuie scăpat. Așa i-aș învăța să nu scape asemenea lucruri, că vrem să distrugem definitiv PDL-ul. Ei nu trebuie să spună asta, dar de făcut încearcă și dacă vor reuși și le va sta la îndemână. Am mai avut exemplu. O vor face și atunci, dacă vor obține rezultate la nivelul ăsta sau mai importante decât acum, după alegeri vom avea pe cineva la înțelegere, la putere și pe cineva tot dintre ei în opoziție, se vor certa. Au de acum pregătit subiectele de ceartă. Cota unică versus impozitarea progresivă. Domn profesor, impozitarea progresivă e de stânga. Să spuneți ceva. Numai un pic. PDL poate să aibă soarta PNCCD? Da. Da. Nu sunteți prea sever cu ei? Nu sunt sever eu. Vor fi severi oamenii care românii uită repede, au o slabă memorie a răului, dar nu chiar atât ca să uite până 2-3 luni, până în toamnă. Domn profesor, noi, de fapt când spun deci, noi, spun deci, prea mult. Deci poate fi opoziția făcută din actuala putere la înțelegere. Sunt pregătite subiectele pe care să se certe. Domn profesor, vreau să-mi dați și mie un sfat. Cum să mă comport în perioada următoare? Când m-am apucat de meseria asta să fac jurnalism, învățăcei mei mi-au spus că un ziarist adevărat e ăla care e în opoziție. Un ziarist așa trebuie să fie, să facă opoziție. În opoziție față de putere întotdeauna, așa este. Să facă opoziție pentru față de putere presa, întotdeauna. Presa, așa zis, o câine de pază al democrației, trebuie să fie cu ochii pe putere, pentru că acolo sunt frâiile conducerii, acolo se află forța de a impune un mod sau altul de cheltuire a bugetului, acolo se stabilește fiscalitatea, acolo se stabilește cuantumul taxelor și impozitelor care apasă pe contribuabilul român. Deci toată lumea trebuie să fie cu ochii pe putere într-o democrație. Așa. Cât de cât. Bun. Și noi jurnaliștii ce trebuie să facem acum? Să ne dăm pe PDL-ul? Ce vă spun eu, că unii din actuala putere, în cazul în care nu vor avea o poziție în toamnă, că dispare, nu intră în Parlament PDL-ul, să luăm această ipoteză, unii din actuala putere vor fi opoziție, dar s-a mai luat o măsură care poate să agraveze, să accelereze ritmul sau, dimpotrivă, să-l atenueze, să vedem cum ce va spune viața despre scoaterea pragului electoral din legea pentru alegerile parlamentare. Bun, dar până la alegeri, domn profesor, deci, ce să facem? Deci a zis că dacă ar avea soarța PNCCD-ului, era să nu facă pragul. Nu mai e prag. Nu mai e prag, deci va intra în Parlament până la urmă. 1, 2, 3, 5 dintre ei care nu vor mai fi ai lor. Ok, bun. Până la urmă, nu prea mi-ați dat un sfat, domn profesor. V-am dat un să sfat. Facem? Fiți în opoziție. Să fiu în opoziție, bun. Da. Dar nu prea cade așa să fiu de acum în aceeași... Domnule, un ziarist care se dă cu puterea... Ați avut colegi ziariști care după 4 ani l-au făcut pe Mocanu în fel și echip, Mocanii, în fel și echip, și în campanie fardau mortul, îl dădeau cu ruși. Nu vă discut despre alții. Nu. Au arătat jalnic. Nu faceți ca ei pentru că vă descalificați. Bun, dar noi ce trebuie să facem, domn profesor? Acum să fiu de partea lui Roberta Anastase sau lui Elena Băsescu sau dacă vor fi în Ion opoziție, Olteanu? Dacă vor fi în opoziție și dacă vor avea un demers de opozanți care să-și mai pună și cenușii în cap, să ne mai spună și cum au făcut averele și de unde își construiesc ei viloaiele alea. Că acum când vorbim... Am văzut-o ieri pe Roberta Anastase că avea un jeep de la tip tank. Dacă avea ghinionul să te prindă pe stradă, da, eu v-am spus era o râmă. Sunt adevărate blindate, într-adevăr. Ok, mulțumesc. Nu consumă un tractor la arat, la hectar, cât consumă unul din arat.
Ok, mulțumesc frumos, domn profesor, pentru prezența la emisiune. Îmi pare rău că vreau să mai discutăm puțin și despre Paul Negoiță și de ce a pierdut Paul Negoiță. Altă dată, vor mai fi și alte camere, cum se spune. Vă invităm într-o ediție următoare a emisiunii Impact în Campus TV. Încă o dată mulțumesc, domn profesor, mulțumesc celor care s-au uitat la această emisiune. Rămâneți pe Campus TV, urmează un scurt documentar și de la 19:30, ca de obicei, jurnalul Campus TV. De la 20, colegul meu, Mihai, bună ziua, eu vă spun la revedere.